În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Da. Ar trebui cam așa să începem. Să dăm slavă lui Dumnezeu, că iată suntem în a doua săptămână de post. Postul nici nu este o problemă, este o stare. Să ne gândim că mai este foarte puțin și acum își bat învierea la ușă. Deci asta e cea mai importantă din toate. Adică parcursul ăsta are o țintă. Treaptă cu treapte spre înviere. Duminica a fost Duminica Crucii. Acum o să vină. Cealaltă cu scara lui Ioan Scăraru, cealaltă cu Grigori Palama, cealaltă cu Duminica Crucii în mijlocul post, Duminica Ortodoxiei prima. După aceea cu Sfânta Cruci, după aia cu o să fie cu Duminica Fiilor lui Zevedei, care vrea unul de stânga și de dreapta, apoi Floriile și în cele din urmă ne axăm pe cinstita și slăvita înviere. Ce rugăminte am sau ce m-ar interesa? Problema cu împărtășania, care de fiecare dată mereu pune fiecare acea întrebare. Când și cum mă împărtășesc? De-a lungul istoriei bisericești s-au tot scris mereu acele texte despre rara sau deasa împărtășanie. Împărtășania este o taină divină prin care noi ne unim cu Dumnezeu. Dacă omul simte să se împărtășească și a luat dezlegare, și duhovnicul i-a dat dezlegare, pe noi nu ne interesează părerea cuiva. Sfântul Ioan Gură de Aur sintetizează această chestiune în trei expresii foarte, foarte, foarte simple. Nu fericesc nici pe cei care s-au împărtășit des, nici pe cei care s-au împărtășit rar, ci fericesc, în special, pe cei care s-au împărtășit cu vrednicie. Ce înseamnă împărtășania cu vrednicie? 1. Să fii spălat și îngrijit, că Doamna îți vii de la mulți vaca la împărtășit. 2. Să ai rugăciunica făcută, rugăciunea Sfintei Împărtășanii. Bănuiesc că dacă spun să ridice mâna sus, cine știe ce rugăciunea împărtășanii, știu toți. Sunt cele 12 rugăciuni ale Sfintei Împărtășanii. Nu mai e ceva nou sub soare. 3. Să ai listuță sau păcatele, ca păcatele care trebuie spuse preotului. Și de obicei avem câteva păcate generale care opresc de Sfânta Împărtășanie. Nepostirea, excesul la băutură, excesul la drog, excesul la țigară, desfrâul, elementele paralele desfrâului, nu stăm să spurcăm discursul nostru cu lucruri de-astea ticăloase, mizeriile sexuale de orice factură și în cele din urmă hula, necredința sau negarea puterii lui Dumnezeu sau a Euharistiei. Dar astea sunt instantanee și de obicei putem spune că le găsim la lumea nepregătită. Predica din biserică nu e pentru dumneavoastră, că de vreme ce sunteți aici dumneavoastră deja știți ce e bine și ce e rău. Cateheza care se ține la biserică de obicei se ține pentru cei care nu sunt în biserică. Pentru un nepot care e la sală, pentru un nepot care e la club, pentru unul care nu a călcat în viața lui la biserică, pentru unul care în viața lui nu a citit o rugăciune sau nu s-a spovedit odată, sau se teme, sau nu are chef, sau... Mă rog, vrute și nevrute. Însă, în momentul când ai venit la preot și preotul ți-a spus împărtășește-te, tu ești un anim valabil, cu acord de împărtășirea la Sfintele Taine. Eu așa am procedat tot timpul și n-am schimbat niciodată părerea, pentru că nu e infailibilitate mintea mea cea tuturor duhovnicilor. Dacă cineva mi-a zis așa, părinte, eu m-am spovedit la duhovnicul meu și am voie să mă împărtășesc. Împărtășește-te, mamă dragă, dacă duhovnicul tău a spus, el știe ce a spus, eu nu-i contest lui lucrare. Dar în momentul când tu spui, părinte, aș vrea să mă împărtășesc, dar nu m-am spovedit, ei, atunci aștepți un pic să fii spovedit sau măcar să ți se pună întrebările generale. Ești postit? Te-ai rugat? Ești nemâncat? Ești curat? Ai oprire din părtășanii? Ești în rânduială? Când te-ai împărtășit ultima dată? Numai din aceste simple întrebări știi că omul e vrednic. Pentru că el dacă îți spun, păi părinte, nu se împărtășește de 10 ani. Ăla, știi că e clar că nu e în rânduială. Dar în momentul în care știi despre om câteva esențe generale, nu se mai pune problema de a insista pe aceeași chestiune de 10.000 de ori, pentru că tot ce ați dezlegat pe pământ a fost dezlegat și în cer și tot ce ați spovedit pe pământ și ați spus lui Dumnezeu s-a șters și din cer.
În asta constă puterea Sfintei Pocăințe a Tainei Mărturisirii. Așa spune. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, iertate vor fi, cărora le veți ținea, ținute vor fi. Tu ai dat apostolilor tăi să lege și să se dezlege tot ce se întâmplă întru poporul tău. Atât. Nimic în plus și la obiect. În momentul în care ai luat Sfânta Împărtășanie și ai gustat din potirul euharistic, în ziua respectivă trecem peste 10.000 de obiceiuri și tradiții care de care mai, să spun eu, sofisticate. Părintii pup icoanele, pupă-mă dacă vrei. Părintii să nu pup icoana, nu pupa dacă nu vrei. Părintii să scui paz, nu scui paz, pune într-un șervețel și dă pe foc. Părinte, să beau apa azi, nu bea dacă nu vrei, să beau apa azi, bea dacă vrei. Adică să simplificăm chestiunile astea de natură laică simple, dar care au o singură conotație mistică. În clipa în care eu am luat împărtășania în gură, doar nu ți-o dat un pahar, ți-o dat un vârf din guriță. Aia s-a topit toată pe cerul gurii și a intrat în organismul tău, exact ca și cum ar intra un parfum într-o haină. În momentul când după împărtășanie ai luat gurița aceea de vin sau aghiazmă mare și bucățica de anafură, o iei ca în gură să nu mai rămâne vă părticică când vorbești să sară părticele mici din Sfânta Împărtășanie. Deci tu din clipa respectivă, autentic ești cu Hristos. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru El și El întru mine. Deci, propriu zis, tot trupul meu e trupul lui Hristos și tot sângele meu e sângele lui Hristos. Deci, Nicolae Cabasila, în mistica liturgică, ne arată foarte clar. Nu există mod mai prezent, mai clar, mai simplu și mai concret de a te uni cu Hristos decât în chip văzut din linguriță. Și împărtășania în Biserica Ortodoxă Universală are 5 mari trepte, nu sunt inventate de mine, aparțin lui Simeon Tesalonicu, cel mai mare liturgist, care ne spune clar, toate vrednicile se clarifică la potir, toți cei opriți de Sfânta Împărtășanie pentru anume păcate, Dumnezeu și duhovnicul lor le știe, trec pe împărtășirea prin miridii, când ei lasă pomenicul la biserică și sunt pomeniți în Sfânta Liturghie, de aici citesc, se roagă, se închină, sunt credincioși, se numește împărtășirea prin miridii, apoi împărtășirea prin fapta bună, cine e setat și-i dat apă, te-ai împărtășit cu Hristos, că ai ajutat pe Hristos, cine e flămând, i-ai dat să mănânci, te-ai împărtășit cu Hristos, pentru cât ați făcut celor mici, mai mie mi-ați făcut, nu repetăm. Apoi, împărtășirea prin ascultarea Sfintei Liturghii. De-aia stăm și ascultăm, pentru că credința intră prin auz. Tu asculți Sfânta Liturghie și vezi băbuța în biserică că se scânșește și-a croscat o lacrimă așa, pe și-o șterge cu batista. I s-o muiat sufletul din răutăți, să-și aduce aminte de un păcat, îl șterge, îl uită, îl dezleagă. Deci aceea este împărtășirea prin auz. Și ultima și cea mai înaltă împărtășire prin rugăciunea minții. 12 filocalii, despre asta scriu în fiecare zi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa. Rugăciunea cea isihastă. Cred că asta o știe orice creștin. Trecem peste terapiile figurațiilor asta, elinica, că grecii au foarte multe explicații scrise pe această temă a rugăciunii lui Iisus și luăm ce a spus Apostolul Pavel simplificând în 3 vorbe. Nu vreau borboroseală multă ca păgâni. Vreau 5 cuvinte cu inima. Adică, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Scurt. M-am rugat, m-a auzit, mi-a răspuns. Măcar e cel mare. Numai pentru un singur Doamne miluiește, eu nu trec omul cu vedere. Atât. Și de ce v-am spus lucrul ăsta? În momentul în care te împărtășești cu vrednicie, ești plăcut lui Dumnezeu și nimeni nu-i împotrivă, că ai luat duminică, că ai luat joi, că ai luat marți, că ai luat miercuri. Asta n-are treabă. Singura chestiune care să o aveți grijă când vă împărtășiți, trebuie să avem puțin post. Aici am mai avut riposte de genul că, da,
ci și dacă postez, mă fac vrednic, nu. Arăți că nu ești porc. Când vii cu troaca plină de mâncare, de carne, de băutură, de slănină, ați văzut cei pe care îi spovedesc, că țin cu anumită precădere și le explic dacă astăzi v-ați împărtășit. Nu mâncați carne, mâncați pește. Aveți timp după acest tot, mâncați carne. N-amestecăm carnea lui Hristos cu carnea de animal. De ce? Explicația mistică a bisericii, nu a mea. Omul în rai n-a mâncat carne. Omul căzut după ce a ieșit din rai, a sfârtecat animalele, a jerfit și a mâncat carnea lor. De ce? Că era pământesc. În ziua când ne împărtășim, preotul când deschide potirul spune așa: Sfintele sfinților, nu sfintele giftuiților, nu sfintele îmbuibaților, nu sfintele sătuilor, sfintele sfinților. Sfinții erau sfinți pentru că aveau trăirea autentică a rugăciunii și apostolii. De aceea, cele două, trei zile de post, bătrânelele mai îmi spun: părinte, nu mai pot cu lei, că am 80 ani. Bine, mui, cât ține cum poți. Părinte, nu pot ține 3, am ținut numai 2. Părinte, n-am ținut 4, am ținut numai 1. Mamă, e jertfa ta, Dumnezeu vede și scrie. Arată că tu, pentru o zi, sau două, sau trei, ai vrut să-i arăți lui Dumnezeu că te asamini cu Adam cel din rai. Asta e pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie. Nu că ai fi mai sfânt cu o zi de post în plus sau cu o zi de post în minus. Dar nepăsarea, lenea și trândăvia te desparte de Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta pentru că avem cea de-a doua extremă. Părinte, dar poate nu-s vrednic să nu mă împărtășesc. În rugăciunea de împărtășanie, cea lungă a Sfântului Vasile cel Mare, parcă e a 6-a sau 8-a, nu știu câta, spune așa: ca nu cumva, depărtându-mă de harul Sfintelor tale taine, din prea multă evlavie, să fiu înghițit de lupul cel înțelegător de suflet, adică de diavolul. Adică diavolul îți poate da extrema cealaltă. Vai, dar cum să pui gura, dar cum să te împărtășești? Așa, cu grijă, cu smerenie. Doamne, nu-s vrednic, dar vreau cu tine. Doamne, nu-s vrednic, dar vreau să mă împărtășesc. Doamne, nu-s vrednic, nu-s perfect, dar vreau să fii cu mine. Așa spune în rugăciune. Eu vă citesc de fiecare dată, dar voi nu sunteți atenți. Doamne, n-ai unde să-ți pleci capul, căci casa sufletului meu este pustie și surpată. Dar pentru că vrei să fii cu noi și să petreci cu noi, ca un iubitor de oameni, șterge toate păcatele robilor tăi, și eu zic care sunt de față după numele lor, și învrednicește în orice vreme și în orice loc a se împărtăși cu sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile de viață, făcătoarele lui Hristos taine. De asta ne împărtășim. Ca sufletul nostru să devină ca coliba de la Betlehem, cum s-a născut Hristos, plin de lumină, plin de îngeri, plin de bunătate, plin de smerenie, plin de bucurie, plin de lucrare. Tot ce înseamnă mofti sau fițeri păstrați numai pentru acasă. La biserică venim blânzi, calmi, smeriți, cum a fost Hristos când îl bătea cu biciul. Țăpa, urla, făcea isterie, l-ați văzut pe drumul crucii? Nu. Femeile plângeau. Fai de mine și se întâmplă, fai de mine și se întâmplă. Și s-a întors aspru, plin de sânge, s-a uitat la el și a zis așa: fiice ale Ierusalimului, nu pe mine mă plângeți, pe voi și pe fiii voștri. Că va veni o vreme când casa aceasta va fi pustie. Și ați văzut, a venit Titus Vespasian la anul 70, o arată Ierusalimul, o dărâmat tot ce a fost sinagogă de rugăciune, o fugărit toți evreii din Ierusalim, au făcut oraș idolesc, închinare idolatră, și a venit Hadrianus în secolul 4 și și-a schimbat numele, și s-a chemat Ierusalim, Agia Capitolina, și l-a umplut de templi idolești. Asta era mânia lui Dumnezeu. Așa și noi. Deci, nu inventăm o paraortodoxie. O ținem pe cea care ne-a lăsat-o Hristos. Că e simplă și la obiect. Hristos a spus atât. Ortodoxia lui Hristos se lamentează la trei expresii. Dacă vrei să fii cu mine, păzește poruncile mele și atunci îmi ești prieten. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, adică să lasă din impresii. Și trebuie să-și ia crucea și să-mi urmează mie. Cine are o cruce la gât? Cine are o cruce a rugăciunii? O cruce a postului?
o crucea căsătorii, o crucea văduvii, o crucea familiei, ăla e cu Hristos. Scurt, nici nu mai trebuie să vorbi de clar. Iar cine? De al primute. A unei băbuțe, printr-o geantă. Lasă-l scânde acolo, și are și eu teamă. Și? Cine? Ce-a făcut gentuța? Nu știu. Arată-l la carima. Și a uitat telefonul deschis. Adă-o încoace, numai mi-o ar putea să facă de astea. Și? În momentul în care ai luat crucea și ești a lui Hristos, nu poți fi decât a lui Hristos. N-ai altă treabă. Iar părerile unanime, laterale și colaterale, a lui ăla sau a lui ăla sau a lui ăla, li spulberă apostolul Pavel când spune clar, biserica nu s-a împărțit. Nu e a lui Chefa, nu e a lui Petru, nu e a lui Apollo, nu e a lui Pavel, e toată a lui Hristos. Dacă Hristos ne-a dat șansa să-L mâncăm și să fim cu El, trebuie să-L mâncăm, luați, mâncați, că e trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor și pentru mulți. Și dacă a spus, bezi dintr-o acesta toți că acesta e sângele meu alegii și noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, atât. Și spune clar, aceasta trebuie să o faceți într-o pomenire mea în veacul veacului. Eu sunt pâinea cea vie care vine din cer. Cine a mâncat din pâinea asta nu mai moare. Copiii împărtășiți cât de des? Câți copii și sânge. Bătrânii cât de des? Tinereța se măsoară cu ani. Vârsta a doua se măsoară cu jumate de an. De la 70 de ani cu luna, de la 80 de ani cu săptămâna și peste 80 de ani cu ziua. Deci nu știi. Azi poți fi, mâine nu poți fi. Dar dacă ești spovedit și împărtășit, ești al lui Hristos. Și ca să nu vă mai plictisesc, că mai am 3 minute, că am supravegheat ceasul. Era. Că dintotdeauna era. O femeie foarte credincioasă, dar pentru imaginea ei publică, nu s-a dus să-i spună preotului niște păcate. Să nu creadă preotul despre ea, că n-ar fi așa de sfântă cum se credea ea. Deci era sfântă. Și a venit vremea să moară. Au pus-o în sicriu, au dus-o la biserică și când făcea preotul slujba prohodirii, adică eliberării sufletului definitiv, când se pecetește groapa și sufletul zboară la cer, femeia ridică capul din sicriu și spune, părinte, părinte, vină cu acei repede. S-a speriat toată adunarea de acolo din biserică și a zis, zice, da, femeie, părinte, vin din cer de la tronul lui Dumnezeu, dezleagă-mi repede păcatul cu tare. Și întreabă preotul speriat, dar de ce nu l-ai spus? L-am făcut în tinerețele mele și mi-a fost rușine. Păi și zice, tu n-ai știut că ce îi legat pe pământ, rămâni legat și în cer? Dacă n-aveam nădejde la Maica Domnului, de astăzi înainte stăteam în iad. Dar când Dumnezeu a spus să plece în iad, pentru că are păcate nedezlegate, Maica Domnului a spus, nu, fiul meu, te rog, dă-i o șansă, pentru că această femeie a fost evlavioasă toată viața. S-a rugat, m-a cinstit, m-a iubit, mi-a prins candela, a mers la biserică, a ascultat liturghia, a citit psaltirea, a fost evlavioasă, a fost milostivă. Maica mea, nu pot călca cuvântul evanghelicii, este scris, scris este. Dacă vrei, îi dau o singură șansă. Haide să o înviem să-și mărturisească păcatul. Și Maica Domnului a zis, da, vreau aceasta. Și în clipa aceea femeia și-a spovedit păcatul, în gura mare, la tot soborul acolo, i s-a făcut dezlegarea pe cap, a adormit și a plecat în rai dezlegată. Asta apropo de ceea ce se mai întâmplă câteodată, când mai veniți și voi câteodată, spuneți, părinte, dar aș vrea să vă spun ceva în secret. Scrie pe o hârtie, ăsta e secret. Ăsta te-a mărturie în Sfânta Scriptură. Femeia care umărs la Sfântul Vasilie și-o găsit biletul gol, femeia care umărs la Efrem Siru și-o găsit biletul gol, femeia care s-a dus la Sfântul Cutare și-o plâns cu lacrimi și biletul era gol. Deci zapisul, dacă l-ai plâns și l-ai țopărut rău și l-ai știți și l-o știe preotul, păcatul e dezlegat. Nu trebuie să fii tu să povestești 8 ceasuri, când te-ai șertat cu soacră, ta cu mamă, ta cu soțul tău, cu bărbatul tău, nu interesează pe nimeni. Acolo interesează să fie dezlegat păcatul. Părinte, am mândrie, am smerenie, am iuțimi, am răbdare, am nervi, n-am nervi, îs iute, nu-s iute, îs mânios, nu-s mânios, îs curvar, nu-s curvar, îs bețiv, nu-s bețiv, îs fumător, nu-s fumător, atât. Nu o să-L intereseze pe Hristos dacă țigara era cu filtru sau fără.
băutura dacă era de 80 de grade sau de 60 de grade. Te-ai îmbătat și ai vomitat, ești bețiv, te-ai îmbătat și nu ai vomitat și ai băut. În măsură, ești un om consumator care nu a făcut păcat. V-am spus lucrul acesta pentru a înțelege că taina întâlnirii cu Dumnezeu în post are trei trepte simple. Dorința de a fi asemenea lui Dumnezeu prin post și rugăciune și bunătate și smerenie. Dorința de a, ne uni cu Dumnezeu prin a fugi de păcate, a urî păcatul și a nu mai face păcatul. Și ultima treaptă, a fi numai cu Dumnezeu, numai pentru Dumnezeu și doar cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, nu eu trăiesc, Hristos trăiește în mine. Amin. Amin.